Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Mizerie pe lângă blocuri, pe stradă sau chiar sub ferestrele locatarilor. Mai mulți făgărășeni sunt nemulțumiți de locurile unde sunt amplasate containerele de gunoi. Sub ferestrele lor sau în plină stradă. Mirosurile sunt insuportabile, iar unii dintre locatari aruncă resturile menajere de pe geam pe spațiul verde. Sume consistente alocate de primăria UCEA pentru proiecte de investiții trainice în comună, sistem modern de apă canal, stație depurare nouă și asfalt pe ulițele satelor. Nici o localitate ce face parte din comună nu va fi omisă. Se vor moderniza atât rețele de utilități, cât și căi de acces. Sport în aer liber, dar într-un mod inedit. Elevii de la Recea s-au înscris la școala de circ, coordonată de profesorul de sport. Acesta împreună cu echipa a venit la Făgăraș pentru a face demonstrații de acrobație și pentru inițierea în oină. La școala din Recea se practică de ani buni acest sport și se organizează competiții. Reclamații venite din partea făgărășenilor către operatorul de salubritate. Cetățenii sunt nemulțumiți de locurile unde sunt amplasate containerele de gunoi în diferite cartiere ale orașului. Mulți se plâng de mirosurile pestilențiale ce emană din pubele. Au fost reclamații, sunt în continuare, noi am încercat și în decursul anului trecut, anul acesta am continuat să închidem respectivele eurocontainerele, să le închidem, să le acoperim. Acum nu au fost rezolvate în tot orașul, dar avem în plan să se continue acest proiect pentru că sunt utile. După cum bine ați văzut, sunt și platformele îngropate care își fac efectul, adică sunt mai igienice, nu se simte nici miros acolo, și aspectul e plăcut, dacă aș putea spune așa. Și sunt chiar utile. Acum să vedem în funcție și de bugetul primăriei, că totuși trebuie să fac o precizare. Noi suntem operatorul care ridică respectivele eurocontainere. Totuși au fost dezbateri publice, chiar prin Consiliul Local, prin presă, au fost, prin care așteptam și oamenii să vină să-și dea cu părerea, să vină cu sugestii pentru amplasarea lor. Acum câteva zile au fost destul de multe probleme în ceea ce privesc gunoaiele de pe, dacă mă înșel, strada Negoiu, pe lângă o stație de la Ecoterm acolo. Într-adevăr, sunt niște eurocontainere puse pe o bordură, să zic, între două drumuri, acolo o porțiune, iar sunt, așa spusele, blocuri de la italieni, unde tot timpul au fost probleme cu cei de acolo, aruncă gunoaiele pe geam, pur și simplu, îmi permit să spun că sunt necivilizați. Acolo, acum, printr-o hotărâre de Consiliu Local, la inițiativa celor de la Partida Romilor, s-a luat decizie să se pună container la fiecare bloc, în speranța că cei de acolo se vor ocupa, măcar să nu mai arunce deșeurile în orice parte și să le introducă la botul calului, o să punem containerele respective, să se ducă oamenii să le lase acolo și să nu le mai împrăștie. Nemulțumirile oamenilor, susține conducerea societății, sunt pe deplin justificate, fără însă a-i lua în considerare pe cetățenii care aruncă resturile menajere lângă pubele. Însă, amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor a fost stabilită după o dezbatere publică organizată de primărie, iar operatorul care gestionează curățenia orașului așteaptă în continuare sugestii de la abonați. Decizia a fost o decizie comună, să spun așa. Odată noi, cei ca operatori, ca să avem acces în primul rând cu mașinile, să le putem ridica. Pe de altă parte, cei de la primărie, de la domeniul public, pentru că trebuiau ca respectivele deșeuri, respectivele eurocontainere să fie amplasate pe domeniul public. Iar pe de altă parte, prin dezbaterea publică cu președinții, administratorii de la asociații și chiar toate persoanele interesate, au fost destul de multe dezbateri, să spun așa, mutate dintr-o parte în alta. Acum, într-un viitor, exact asta spuneam și oamenilor. Sunt probleme pe strada Câmpului, sunt probleme la blocurile turnului în Tudor, sunt diverse zone unde deocamdată nu s-a găsit o rezolvare, dar în timp, probabil o să fie fonduri și o să se procedeze la amplasarea eurocontainerilor în platforme îngropate.
Mașinile de gunoi ridică zilnic resturile menajere din containerele amplasate în toate cartierele orașului. Fiecare zonă sau stradă din Făgăraș are un program propriu de golire a containerelor sau a pubelelor. Operatorul de servicii le recomandă abonaților care locuiesc la bloc să nu parcheze autoturismele lângă platforma de gunoi, pentru a nu împiedica acțiunea echipelor de la Salubritate atunci când acționează pentru golirea containerelor. Contract de finanțare de peste 10 milioane de lei pentru proiecte de investiții în comuna Ucea. Acestea presupun rețele de apă canal, asfaltări de drumuri în satul Corbi și tot acolo construcția unor podețe. Anul acesta am semnat două contracte de finanțare în valoare de peste 100 de miliarde de lei vechi, proiecte care presupun realizarea sistemului de canalizare apă menajere în satul Ucea de Sus și asfaltarea drumului DN1 Corbi, satul Corbi, și a celor două străzi din Corbi. Aferent proiectului de la Corbi, sunt prinse în proiect și trei poduri. Poduri care o să facă legătura cu partea de jos a satului, la mijlocul satului și la partea de sus, legătură și cu drumul care face legătura DG105C, drumul de la Victoria, cu satul Corbi. Banii sunt finanțați din PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Sunt în procedură de achiziție publică, am finalizat caietele de sarcini, o să fie PSAP pe Sistemul Național de Licitații Electronic de săptămâna viitoare sau în două săptămâni cel târziu. Stația de epurare va fi pusă în funcțiune în această toamnă, după ce va fi reautorizată continuarea proiectului. Continuarea lucrărilor la obiectivul extrem de important pentru comună a fost oprită din cauza că a expirat autorizația de construcție. Suntem pe ultima sută de metri cu stația de epurare, de anul trecut de fapt suntem, ne-am oprit din cauza expirării autorizației de construcție, încercăm să reautorizăm proiectul. Am avut ceva modificări pe partea de proiectare, le facem și pe acelea, suntem undeva către finalul proiectului și o să reușim să punem în funcțiune, sperăm în toamna aceasta, cel puțin în stația de epurare și sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare și stația de epurare presupune și un sistem de supraveghere video, un sistem de supraveghere video cu un program inteligent, transmitere a datelor. Acestea nu sunt singurele obiective aflate pe agenda de lucru a primăriei din Ucea. Vor continua lucrările de asfaltare de drumuri în zona Sumerna și de încheierea celor începute în satul Ucea de Jos. În prezent, la nivel de comună s-au realizat 4 km de covor asfaltic. Urmează ca încă 2 km să intre în lucrări finale de asfaltare. Terenul a fost pregătit de cei care efectuează lucrările. Acestea vor fi finalizate în primăvara anului viitor. Gimnastică la înălțime prezentată de copiii școlii din Recea publicului făgărășan în săptămâna mobilității europene. Nelu Avram este profesor de sport la școala din Recea, iubește mișcarea în aer liber, practică oina și a învățat și pe elevii săi tainele acestui joc străvechi. A venit la Făgăraș și pentru a le arăta elevilor colegiului doamna Stanca regulamentul jocului de oină. Acum vine cu ceva nou, acrobația, pe care a deprins-o pas cu pas după ce a participat cu mai mulți copii la tabere de circ. Am început o școală de circ pentru copiii de la Recea și pentru prima dată am făcut ieri niște prezentări de gimnastică aeriană, gimnastică acrobatică și jonglerie, elemente de
jonglerie. Ideea a plecat de la, pornind de la taberele de vară în care eu sunt chemat să particip ca însoțitor și îndrumător la copii. Am avut, să zic, privilegiul de a sta câțiva ani de zile în aceste tabere cu artiști și cu maestri în arta circului, profesori și, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare circar din Germania, de unde am învățat foarte, foarte multe. Și am văzut aceste, din toate taberele pe care eu particip, la care particip, profilul acestei tabere este cel mai frumos și cel mai adorat de copii. Profesorul este adeptul mișcării, organizează crosuri și are în permanență activități dedicate disciplinelor sportive. El consideră că prin practicarea gimnasticii la înălțime mai nou, copiii învață să-și controleze corpul grație tehnicilor de echilibru, a acrobației și a trapezului.